În 6 octombrie, cu prilejul zilei de comemorare a Holocaustului din România, la Institutul Cultural Român din Tel Aviv a fost prezentată cea mai recentă carte a scriitorului și profesorului clujean Laszlo Alexandru, volumul intitulat Viață șocantă, scrieri despre evrei. Despre acest eveniment și despre această carte vom discuta în continuare chiar cu autorul ei. Bun găsit, domnule profesor! Bună ziua, vă salut cu drag! La evenimentul desfășurat la Institutul Cultural Român din Tel Aviv a participat și excelența sa, domnul Radu Ioanid, care a subliniat importanța contribuției dumneavoastră în prezentarea destinului unor personalități evrești, dar mai ales în ceea ce înseamnă scoaterea în evidență și combaterea antisemitismului și negaționismului actual din România. La ce se referea mai concret domnul Radu Ioanid? Dacă puteți să ne dați câteva detalii despre cuprinsul acestui volum recent al dumneavoastră. Sigur că da, o fac cu plăcere și am fost foarte onorat de sprijinul primit din partea ambasadei României în Israel și a domnului ambasador Radu Ioanid, precum și al ICR Tel Aviv, care au venit ei cu această propunere către mine de lansare a cele mai recente, mă rog, cărți publicate de mine în colaborare cu o editură, editura Saga din Israel și editura Eco Transilvan de aici de la Cluj. Este vorba despre o punere cap la cap, o reunire, dacă vreți, a scrierilor mele cu tematică evreiască pe care le-am publicat, a lucrărilor științifice pe care le-am susținut în ultimii vreo 15 ani, multe dintre ele în cadrul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului Elie Wiesel de la București, unde am fost invitat în repetate rânduri. Acum, profilul Institutului Wiesel este acesta al studiilor evreiești. Profilul meu este cel de scriitor și cercetător al literaturii române. Și atunci am încercat să pun la oaltă aceste două orientări care s-au dovedit a fi complementare și m-am aplecat într-una din direcțiile activității mele intelectuale asupra condiției și a situației limită a scriitorilor evrei din cultura română. Vă să zic că în prima parte a cărții mele, aceste studii puse cap la cap, am insistat pe figura lui Lazar Șeineanu, pe figura activistului Wilhelm Filderman, o personalitate de vârf a comunității evreiești. Am recenzat destul de detaliat enciclopedia Holocaustului, coordonată de Randolph Braham și care se apleacă asupra situației îngrozitoare a faptelor istorice din Transilvania, adică exact zona care mă interesa pe mine cu precădere. Am scris despre cartea lui Curtis Imre, care a câștigat premiul Nobel, Nedestinare, despre Romain Gary, despre Riri Silvia Manor, despre cartea lui Andrei Klein, care a dat și, mă rog, această recenzie a dat titlul cărții mele, Viață șocantă. Deci prima parte despre evrei și a doua parte, asupra căreia am insistat și despre care bănuiesc că m-ați întrebat, despre antisemiți. Și aici am luat în dezbatere un subiect destul de delicat, al trecutului cultural incendiar, am putea spune, al unui anumit filon din cultura română. Și ca să fiu mai explicit, o să dau și nume. Am scris despre Nae Ionescu, despre Vintilă Horea în repetate rânduri, despre Mircea Vulcănescu și chiar despre Constantin Noica, încheind cu studiul meu amplu Paul Goma antisemit. Așadar, am încercat să mă apropii de această condiție evrească din două direcții, nu știu dacă diferite, da, diferite totuși, dar care duceau la același rezultat, la Holocaust. Adică m-am referit la evrei ca victime
și m-am referit la antisemiți ca indivizi care, conștient sau mai puțin conștient, au pus în mișcare această mașinărie a propagandei, care apoi a ajutat la ducerea la îndeplinire a Holocaustului. Ce nume v-a determinat pe dumneavoastră ca om de litere să scrieți eseuri și lucrări științifice care dovedesc activitatea antisemită cu consecințe tragice asupra unor personalități din România interbelică, postbelică, care sunt promovate în prezent cu ocultarea acestei laturi a bibliografiei lor? Încă de la debutul meu, de la prima mea carte, ceea ce cred cu toată modestia, că aduceam specific în peisajul literar românesc, era această, să zicem, între ghilimele ironice, obsesie privind latura etică din cadrul esteticului. Dintotdeauna am fost convins că scriitorul are o datorie de iluminare a minților și de îndemn către o cauză nobilă pentru cititorii săi, care poate nu văd lucrurile cu atâta acuitate, cu atâta limpezime și corectitudine. Așadar, se constat că niște scriitori de vază, nume prestigioase, în loc să își asume rolul fundamental al unui scriitor de a împinge societatea spre mai bine, dimpotrivă s-au înhămat la carul propagandei și au contribuit prin scrisul și prin inteligența lor, o spun fără nicio ironie, la niște orori, la niște monstruozități, au transformat această activitate a mea într-o chemare a datoriei. Așadar, și dacă ar fi încercat cineva să mă oprească, n-ar fi reușit. Atât mi se părea de important să pun pe hârtie acele lucruri. Am văzut că în discursul de la lansare, discursurile și s-a menționat la lansarea cărții dumneavoastră, la lansarea volumului Viață șocantă, scrie despre evrei, despre utilitatea ei publică. Cui se adresează acest volum și ce rol poate juca în educația tineretului din România, după părerea dumneavoastră? Acest volum se adresează în primul rând cititorilor care habar n-au de trecutul tragic, în mijlocul căruia la un moment dat am apărut noi, am deschis ochii. Nici eu nu știam și a trebuit să mă documentez și să mă informez ca să pot spune aceste lucruri mai departe. Deci, repet, cred că avem cu toți această datorie de a ști unde trăim și ce ne-a precedat și față de cine avem o datorie. Pentru că înaintașii noștri au greșit grav. Și dacă nu la gesturi concrete de reparație, pentru că astea nu sunt, să zicem, în obligația noastră, ci a statului, măcar o datorie de pioșenie și de exigență comportamentală, să nu răspândim baliverne și aberații legate de trecutul nostru, negând sau contestând tragedii care s-au întâmplat pe străzile unde umblăm aproape zilnic. Și mai ales să nu permitem să ia amploare asemenea discursuri și asemenea preocupări de natură incendiară care sunt destinate să împingă societatea către extreme. Pentru că ne apropiem deja de finalul discuției noastre, n-aș vrea însă să nu povestim puțin despre acest an 2021, care a fost un an fast pentru dumneavoastră. Ați fost dublu nominalizat la premiile Uniunii Scriitorilor și ați fost chiar distins cu premiul special al Uniunii Scriitorilor pentru cartea Lectura lui Dante. Ce a însemnat acest premiu și ce încununează, ce muncă încununează acest premiu? În paralel cu această activitate de militantism social mai direct, incontestabil, prin polemicile mele, prin studiile cu relevanță istorică și civică. Eu am și o abundentă preocupare de natură strict profesională. Eu sunt profesor de italiană și studiul lui Dante a reprezentat pentru mine o pasiune de o viață și spre marea mea bucurie, într-adevăr, în acest an, acum câteva luni, am primit premiul special al Uniunii Scriitorilor pentru cele trei volume de 2000 de pagini,
lectura lui Dante, o carte la care am trudit 10 ani de zile, care cuprinde și traducerea întregii Divine Comedii și comentariile și o sinteză de istorie literară legată de versurile lui Dante. Este un an, cineva spunea la un moment dat, cu multă prietenie și căldură, că este anul meu de vârf în întreaga mea activitate profesională. Poate că este așa, dar n-aș vrea să o recunosc pășleau și strigând acest lucru, care însemna că anul viitor va fi mai slab. Dar nu vreau să-mi asum și să o pornesc în jos, ci m-aș strădui să țin ștacheta cât mai ridicată și mă voi strădui în continuare pe linia aceasta a implicării mele profesionale. Suntem convinși că va mai fi un an, cel puțin un an de vârf. Noi vă felicităm pentru toată munca dumneavoastră, pentru toate eforturile pe care le depuneți și ceea ce contribuiți la tot ce înseamnă promovarea și scoaterea în evidență și combaterea antisemitismului și negaționismului actual din România, pentru munca dumneavoastră în general și ca profesor, unde sunteți foarte, foarte apreciat de către elevii dumneavoastră. Mulțumim pentru această discuție și felicitări încă o dată pentru toată munca dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu pentru invitație.